Postul de prefect de Gorj pare destinat executanților de partid. Ocupantul de un an și jumătate al scaunului de la prefectura Gorj, Claudiu Teodorescu, a fost numit reprezentant al guvernului în teritoriu, după ce a fost șef de cabinet al deputatului Victor Ponta. Odată cu numirea lui Ponta ca premier, Teodorescu a fost și el promovat prefect. Acum acestuia i s-a pregătit un loc călduț la capitală, într-unul dintre ministere. În postul de la Gorj este susținut un apropiat al lui Teodorescu, Alin Văcaru. Potrivit jurnaliștilor de la Gorj News, posibilul prefect a fost șef de sală la un casino din oraș. Deși nici el nu s-a remarcat prin activități profesionale, a fost un bun executant în PSD, lipind afișe în fiecare campanie electorală. Pentru zelul politic, Alin Vasile Văcaru a fost promovat de partid director la Agenția de Prestații Sociale, apoi director adjunct la Minprest. Cine îl recomandă? Partidul și prietenul Teodorescu. Serios? Foarte serios? Și de viitor. Și Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj, îl recomandă pe Alin Văcaru. Atâta timp cât în cadrul organizației a demonstrat că poate fi un bun coleg și un bun executant și mai departe bun conducător, cred că poate face și alt pas mai mare în viața lui. Deși erau așteptate azi, avansarea lui Teodorescu și numirea lui Văcaru au fost amânate.